Asta nu-i mașină. Domnul Costache, Corotina. Vă știți despre ce se vorba, aflându-se într-un spațiu public închis, respectiv în stația pe coitul Oil and Gas, stată pe DN1 pe raza Comunei Păulești. Acesta nu a purtat mască protecție corespunzător, respectiv fără acoperi nasul și gura. 500 de lei în 15 zile, mențiuni dacă aveți, dacă se nască ce se vorba. Păi de că da. Te blestem să moară cu familia mea, te blestem. Vă rog frumos să-l încetați cu comportamentul ăsta. Mențiuni dacă aveți. Da. Pregătește-te în 15 zile. Ce să mă pregătesc? Păi mama e de aia mici, care face farmece. Și cu ce să mă pregătesc? Nu știu, mă duc la biserică să aprind o lumânare. Da? M-a amenințat sau? Nu este amenințare, ferească Dumnezeu. Da? Semnați procesul verbal? Da. Deci nu aveți mențiuni, da? Da, nu. Băi, ce odată s-a întâmplat cu gaborul la care ți-a permis sumă să moară familia ta? Odată aici, vă rog frumos. Dar nu, unul, doi. Și odată aici, la contravenție. Nu este, când te plătește lumea, nu-ți faci treaba. Așa și oamenii sunt plătiți să-și facă treaba. Pe viitor să purtați mască și să respectați regulile, da? Da.